Bună ziua, doamnelor și domnilor! Sunt Simona Petrut și începând de astăzi, împreună cu invitații mei, îmi doresc să vă oferim sfaturi și informații despre o sănătate orodentară, dar aș vrea și să vă ajutăm să vă alegeți medicul stomatolog potrivit pentru nevoile fiecăruia dintre dumneavoastră. Echipa emisiunii, dar mai ales inițiatoarea acesteia, Mica Schwab, își doresc să creeze o punte de legătură între pacient și medicul său stomatolog. Am plăcerea să am astăzi alături de mine pe președinta Colegiului Medicilor Dentiști Marea Mureș, dr. Viorica Titirca. Bună ziua, bine ați venit și mulțumim că ați acceptat invitația mea. Bună ziua, felicitări, succes și cât mai multe vizionari, cât mai multe respectatori, pentru că este foarte bine să inițiem o asemenea emisiune care să aducă cât mai mult pacienții aproape de medicul pe care și-l doresc. Mulțumesc! Aș vrea pentru început să vă întreb ce înseamnă Colegiul Medicilor Dentiști Marea Mureș, ce atribuții sau ce competențe are acesta? Colegiul Medicilor Dentiști este o instituție profesională care a fost înființată în anul 2006 prin legea 95 și care a separat medicii stomatologi de celelalte specialități, dar noi stăm aproape de ei în permanență, avem și același sediu și suntem foarte aproape de celelalte specialități și care are o evidență clară și ține evidență clară a tuturor medicilor stomatologi din România. Este structurat la nivel național, cu Colegiul Național și la nivelul fiecărui județ, cu colegiile județene. Cine este membru al CMDR și ce acte doveditoare trebuie să prezinte acesta pentru a deveni membru? Membru al Colegiului Medicilor Dentiști și se va numi de acum Colegiilor Medicilor Stomatologi. Da. Trebuie să lucrăm puțin la nomenclatură pentru că s-a revenit la titulatura de medic stomatolog. Din această instituție, că este o instituție, nu este o asociație, fac parte absolvenții de facultăți cu licență, cu examenul de licență, care trebuie să dovedească că sunt absolvenți cu diploma de absolvire și cu actele doveditoare a personalităților, de actele de identitate. Noi, la nivel local cel puțin, dar și la nivel național, am făcut verificările care ne sunt la îndemână și, în primul rând, am cerut ca aceste diplome copilelor care sunt predate la colegiul nostru să fie legalizate de notar, ca să fim siguri că sunt autentice și nu sunt, mai ales în contextul de acum, că nu avem falși absolvenți. Da. Cum se păstrează și cum se pierde autorizarea exercitării profesiei de medic-dentist? Se păstrează prin medicul trebuie să fie în activitate, trebuie să își continue educația medicală. Există niște rigori care impun ca fiecare medic la 5 ani să acumuleze 200 de credite, care înseamnă aproape 200 de ore de educație medicală continuă, să își actualizeze libera practică în fiecare an, însoțită de aceste credite, însoțite și de o asigurare de malpraxis. Există niște reguli pentru cei care întrerup 5 ani consecutiv. Este obligatoriu să se facă un stagiu de pregătire pe lângă un medic privat, de preferință 6 luni și apoi un examen care să ne dovedească că este apt să-și înceapă activitatea, sau dacă, de exemplu, a întrerupt 10 ani, stagiul de pregătire trebuie să fie de un an și, de asemenea, un examen. Sunteți președinta Colegiului Medicilor de la început, din câte știu eu, deci din 2006? Da. Ce provocări ați avut în decursul acestor ani? Mă gândesc că au fost multe. Păi sunt multe, mai ales că eu am fost prima președintă, primii 2 ani au fost niște ani de organizare, de completarea regulamentului, de cunoașterea ceea ce ne revine. Pentru că noi am făcut parte din Colegiul Medicilor, dar era o structură generală și
pentru că lucram în instituții fără să existe mediu privat în stomatologie, atribuțiile noastre erau destul de largi, adică libere. Noi nu aveam niciun fel de treabă. Eram membri acolo în Colegiul Medicilor, plăteam o cotizație care ni se retrăgea din salariu și acum am intrat într-o activitate de organizare și pas cu pas am învățat în fiecare legislatură cu ce trebuie să îmbunătățim activitatea. Sigur că mai sunt foarte multe lucruri de făcut, pentru că în fiecare moment apar niște lucruri care te face să te gândești că ai greșit în luarea unor decizii și te obligă să le corectezi. De pildă, încă o dată revin la această situație care, din fericire pentru noi totuși, din fericire, din nefericire că există asemenea cazuri, dar din fericire, fără să vrem, cu această situație ne-a făcut o reclamă nemaipomenită că în sfârșit oameni înțeleg care este importanța și atribuțiile Colegiului Medicilor, care sunt importanța și atribuțiile Colegiului Medicilor. Da, reveniți la cazul medicilor falși și voiam să vă întreb dacă în județul Maramureș a fost raportate vreodată cazuri în care profesia de medic-dentist o exercita o persoană care nu avea acest drept? Din punct de vedere legal, nu. Deci noi nu am întâmpinat situații în care să aducă la cunoștință sau să descoperim acte care dovedeau că medicul respectiv nu are dreptul să profeseze. Din punct de vedere al zvonurilor, care pe noi nu ne îndreptățesc să luăm măsuri până nu există o reclamație care să ne permită să facem o autosesizare sau o sesizare și să intrăm la domiciliu persoanei respective, din punct de vedere al zvonurilor, există tehnicieni și mi-asum ceea ce spun, există tehnicieni care tehnicieni dentari care își permit să-și depășească atribuțiile și să efectueze lucrări direct pacienților fără să mai aștepte și intervenția medicului sau să ceară intervenția medicului, mai ales la proteze, acolo unde manoperele sunt mai simple, ceea ce este interzis, pentru că ei își depășesc clar atribuțiile, niciun tehnician nu are voie să facă manopere care sunt directe cu pacientul, ci numai pe modelele de studiu care li se oferă și care rezultă în urma amprentelor date de medic. Dar nici aici cazurile nu au fost niciodată atât de concrete încât să ne permită o descoperire a acestor persoane. Eu aici aș sfătui pacienții, pentru că existența acestor medici falși sau acestor impostori care își depășesc atribuțiile este foarte mult ușurată de pacienți, pentru că pacientul, în loc să vadă că el se duce într-un mediu care nu este caracteristic, adică într-un laborator dentar, care nu este însoțit de o igienă, care nu este însoțit de o sterilizare adecvată, care ei văd că nu este medic și totuși pentru o sumă mică, zic, diferența dintre ceea ce trebuie să plătească la un cabinet dacă solicită servicii medicale acolo sau direct la un tehnician și tocmai de aici apar aceste probleme, eu îi sfătuiesc să nu mai apereze niciodată la aceste servicii care nu sunt autorizate. Colegiul medicului poate interveni, poate să rezolve aceste probleme sau doar sesizează organele în drept să o facă? Da, noi putem să intervenim sesizând organele în drept, dar dacă nu avem o situație concretă, un pacient care vine să ne spună că s-a întâmplat asta sau numai așa că vine cineva și spune știi, am auzit că tehnicianul respectiv face chestia asta, este destul de greu, pentru că noi nu avem dreptul odată să mergem să-l vizităm pentru că încălcăm o proprietate dacă nu intră în atribuția noastră. Eventual putem să, și ceea ce am și făcut, am vorbit cu președinta Colegiului Tehnicienilor Dentari, nu se numește așa, se numește ODTR sau Organizația Tehnicienilor Dentari, se va numi în curând colegiul și i-am rugat pe ei, cei care sunt autorizați să facă cercetările respective, să se implice și să vadă dacă la fața locului există niște
amprente ale intervenției colegului nostru în cavitatea bucală direct. Niciodată n-am primit un răspuns pozitiv în ceea ce privește aceste lucruri. Vorbeați de pacienți că pot să se adreseze colegiul medicilor pentru anumite probleme. Vroiam să afle pacienții când pot, dar mai ales când nu trebuie să se adreseze colegiului medicilor dentiști. Colegiul medicilor dentiști, în organizarea Colegiului medicilor dentiști, există o comisie de disciplină și deontologie, care printre atribuțiile ei are și aceea de atribuția de a verifica și da un verdict în cazul unor reclamații. Există reclamații pe care se fac la nivelul Colegiului medicilor și pașii sunt următorii. Există niște condiții care trebuie îndeplinite de reclamația respectivă, așa încât să ajungă la Comisia de Etică și Disciplină și care să dovedească după aceea dacă medicul reclamat a făcut sau nu o greșeală. Până la malpraxis este departe, pentru că malpraxis înseamnă mult mai mult decât o lucrare pe care pacientul nu o acceptă din vari motive. Dacă ne ducem la proteze, de exemplu, este cel mai ușor să nu accepți o proteză. Pacientul care n-a fost obișnuit să poarte o proteză, pacientului este foarte greu să se acomodeze. Aici intervenim noi. De fapt, eu tot le explic pacienților că tratamentul după protezare intervine după ce lucrarea este terminată și după ce începem noi să interacționăm și să-l învăț, să-i învățăm cum să facă chestia asta. Deci, mă refer la aceste lucruri, că de la o reclamație până la malpraxis este mult, dar trebuie făcută în timp de 6 luni de la terminarea lucrării. Toate nemulțumirile pacientului legate de diferite aspecte, care uneori sunt sesizate de alți colegi de-ai noștri și care îi sfătuiesc la rândul lor pe pacient, ceea ce nu este deontologic. Cred că un medic, dacă găsește, vede o greșeală sau îi se pare că lucrarea respectivă nu este corespunzătoare, ar trebui să colaboreze el cu colegul respectiv și să-l îndrume pe pacient la medicul care a făcut această lucrare și să remedieze greșelile dacă sunt. Deci trebuie să fie în limita celor 6 luni și să îndeplinească niște condiții care să permită intrarea în Comisia de Etică și Disciplină. Noi avem o procedură foarte simplă. Indiferent dacă această reclamație întrunește sau nu condițiile, în decursul acestor ani am învățat că pacientul este cel mai important și atunci obligatoriu avem întâlnire la nivelul biroului Colegiului Medicilor cu pacientul respectiv și dacă cererea sau reclamația este respinsă și nu intră datorită neîndeplinirii condițiilor în Comisia de Disciplină, noi explicăm de ce. Foarte clar, îi arătăm legea dacă ne întreabă și regulamentul, așa încât să nu fim acuzați că o mână spală pe alta, cum se spune. Nu. Sunt situații în care noi chiar le-am dat dreptate pacienților. Aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă un medic stomatolog sau medic dentist, cum ne numim, să înțeleagă pacienții de ce. Ce înseamnă specializarea care există la ora actuală sau ce specializări există la ora actuală în stomatologie? Și ce competențe ar trebui să avem fiecare? O întrebare un pic mai complexă. Foarte mulți ani stomatologia, și se numește și acum, există specialitatea de stomatologie generală. Tehnologia și vremurile, din fericire pentru noi, ne-a dus în situația, noi fac totdeauna o similitudine și le spun pacienților, considerați-mă medicul internist și de acolo, de la mine, de la medicul internist, de stomatolog cu care face stomatologie generală, eu vă distribui în funcție de afecțiunea pe care o aveți la specialitățile care s-au creat. Prima specialitate care s-a creat este chirurgia,
Și chirurgia este în două specialități, una complexă, maxilofacială, care impune niște studii suplimentare și terminarea și facultății de medicină generală. Și doctorul respectiv este chirurgul, este operator de operații mult mai complexe, faciale și până la nivelul gâtului. Și chirurgia orodentară, care presupune chirurgia cavității bucale și a părților mai înconjurătoare. Și apoi mai există acum, mai recent, endodonția. Endodonția presupune tratamentele de canal, tratamentele complicațiilor carie dentare, o gangrenă pulpită, granulome și diagnosticul poate merge mai departe. Sau ortodonția, care înseamnă îndreptarea dinților. Vedeți, acum este, cred că dintr-o clasă, cel puțin 2, 3, 5 copii au sârmulițe în guriță, ceea ce înseamnă, din punctul nostru de vedere, un lucru foarte bun, că părinții au apelat la tratamentele de specialitate și încearcă să își învețe copiii, odată cu aceste tratamente, să fie grijuli cu forma și sănătatea dinților lor. Și apoi mai era o specialitate a pedodonția, care însemna tratamentul celor mici, care, dinților de lapte și pentru copii, tratamentul copilor, este o specialitate care, după părerea mea, a cam dispărut, pentru că cabinetele private s-au generalizat și s-au lărgit foarte mult aria de tratamente și eu cel puțin tratez la fel de sârguincios și conștiincios și copiii și adulți și vârstnici. Am avut cazuri în care recomandam pacienților mei un tratament de specialitate, endodont sau chirurg, iar pacienții din vari motive ajungeau la alt coleg de-al meu care fie era specialist, fie nu, îi trata sau nu problema, este o altă discuție. Dar mi-am dat seama că pacienții sunt bulversați. Nu mai știu ce medic le poate face anumite manopere. Sau colegii noștri poate nu știu să îi îndrume tot timpul spre specialitatea care ar putea să le rezolve cel mai bine această problemă. Ce sfat le putem da, poate și pacienților, poate și medicilor, să încercăm să facem, nu știu, o triere a competențelor sau a actelor terapeutice care le putem face fiecare pentru sănătatea pacientului? Aici este o discuție care implică mai mult medicul și eu am să explic de ce. În toate cursurile pe care noi le organizăm, cum ar fi, de exemplu, Marea Medica, care vine curând și avem un congres, avem și foarte mulți conferențiari care sunt duși spre o anumită specialitate, ortodonție, endodonție și așa mai departe. Sunt colegi care au contestat acest lucru pentru că au spus eu sunt stomatolog de stomatologie generală și nu mă interesează. Dimpotrivă, eu am sfătuit și sâmbătă chiar am avut o întrunire cu colegii noștri, mult mai puțin decât ar fi trebuit să fie, că adunările generale ale Colegiului Medicilor ar trebui să întrunească mult mai mulți colegi care să știe despre ce vorbim. Și eu am sfătuit pe toți colegii noștri să participe la toate cursurile, pentru că asta învață până unde merge și specialitatea respectivă. Și ce poți tu să-i oferi pacientului dacă îl trimiți la medicul respectiv. Și tu trebuie să știi exact ce poate să-i facă colegul respectiv, fiind specialist în tratarea acelui diagnostic și ce nu poate să-i facă. Și dacă tu ai o colaborare foarte bună cu pacientul și îl înveți și îl sfătuiești ce trebuie să facă și de ce îl trimiți, asta nu înseamnă că competența ta este scăzută pentru că îl trimiți acolo, ci înseamnă că ești conștient că acel coleg care s-a specializat strict pe acele diagnostice poate să îi facă mult mai bine pacientului, atunci lucrurile sunt clare. Aș vrea aici însă să spun niște lucruri, că ar trebui să existe și o înțelegere și o eleganță în comportament între acești colegi și cel care trimite pacientul. Eu știu situații și nu vreau să le numesc, dar știu situații și aș vrea să-i rog pe colegii respectivi să nu mai facă lucrurile astea, că nu sunt elegante, că tu îl trimiți pe pacient la un coleg endodont, de exemplu, și
cei de acolo, dacă este și o clinică, mă refer clar la o clinică acum, clinică însemnând mai multe cabinete reunite sub același, în aceeași clădire, atunci ei încearcă să-și păstreze pacientul pentru ei, ceea ce nu este corect. Deci dacă eu trimit la un endodont, aștept de la endodontul respectiv, în momentul în care finalizează tratamentul, să mi-l retrimită pentru continuarea restului lucrării respective. Asta nu poate fi și decizia pacientului? Bineînțeles că poate să fie. Dacă rămân în clinica respectivă, dacă revine... doctorul de la pe care îl trimite, dar asta depinde de atitudinea ambilor doctori. Cel care trimite trebuie să fie atât de stăpân pe el când îl trimite și să-i explice atât de clar de ce îl trimite. Pentru că eu totdeauna am spus că cel mai bun doctor este cel care își cunoaște limitele. Eu trebuie să știu tot. Eu nu fac implante pentru că implantele au apărut în momentul în care eu am considerat că este vremea alte generații să le facă. Dar asta nu înseamnă că eu nu trebuie să știu niște lucruri despre implante. Pacienții care sunt potriviți pentru acestea, complicațiile pe care le aduc, patologia generală care nu recomandă un pacient să facă implante. Deci tu, ca medic generalist, trebuie să știi. Dacă tu stăpânești toate lucrurile astea, nu cred că colegul la care îl trimiți are loc, chiar dacă încearcă prin metode neelegante, ca să nu spun altfel, să îl rețină la el, reușește. Deci depinde de ambii doctori. Cel căruia îl trimit să te respecte că i-ai făcut un bine și i-ai întregit numele de specialist prin pacienții pe care îi trimiți și tu să fii atât de convingător când trimiți pacientul că de fapt nu ești incompetent. Câți medici stomatologi sunt la ora actuală în Baia Mare, în județul Maramureș? În Baia Mare, în județul Maramureș, sunt 380. Din păcate nu sunt repartizați într-un mod care să acopere foarte mult și zona rurală. Este acoperită, dar cred că într-o proporție mai mică. 200 și vreo 40 sunt în Baia Mare, nu știu exact să vă spun, că nu m-am uitat recent, dar cam 240. Fluctuațiile sunt mici. Asta nu înseamnă că sunt chiar și 240 de cabinete, dar 200 sunt. Din păcate, timpul este nemilos cu noi. Mai aveam multe de povestit și sper să reveniți curând. Emisiunea noastră a ajuns la final și vă mulțumesc încă o dată că ați fost azi alături de mine. Iar dumneavoastră, dragi telespectatori, vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Și nu uitați, sănătatea generală și starea de bine începe cu sănătatea dentară. Vă doresc să aveți parte de zâmbete sănătoase. La revedere!